Doamnelor și domnilor, bună seara! Idei în Agora continuă cu o discuție despre contracultură. Am avut această discuție în alt format, cu un alt prilej, care pe atunci era legat de aniversarea lui 1968. O să găsiți pe YouTube, acolo unde poate ați văzut și va fi în orice caz și seara aceasta înregistrată, poate ați văzut acolo înregistrarea acestei dezbateri care s-a chemat 1968 Counterculture Ideology Utopia. Se lega de un colocviu pe care l-a făcut la Sinaia în zilele imediat pe mergătoare. Deci, ce făceam acolo, discutam cu un număr de oameni din științele sociale și umane, din mai multe țări, destul de frontal despre conceptul de contracultură. Nu mă voi întinde foarte mult în această seară și vă recomand să vă uitați la acele înregistrări care, să spunem, sunt o bună introducere legată de 1968 și de contextul 1968, în special în Europa Centrală și de Est. Dar în seara asta, avându-l aici pe Alexandru Andrieș, pe care nu-l voi prezenta, fiindcă toată lumea aflată aici știe foarte bine, dacă vrea amănunte tehnice, publicul se poate duce rapid pe internet. În orice caz, la acest alexandries.free.fr, Sergiu Mitrofan a făcut un fel de monument al lui Alexandru Andrieș, fiindcă sunt cam toate informațiile de care vrei să beneficiezi dacă ai o introducere sistematică în viața și opera lui Alexandru Andrieș. Prin urmare, mergeți acolo chiar și în timp ce ne vedeți pe noi aici sau în orice caz când vă duceți acasă și veți vedea extrem de laborioasa homepage făcută de domnul Mitrofan, în care veți găsi absolut texte, melodii, albume, fotografii și vă faceți astfel o idee de amploarea și de diversitatea operei lui Alexandru Andrieș ca muzician, compozitor, poet, autorul versurilor respective, grafician, desenator de tot felul. Nu există domenii, să spunem, din cultura publică românească neatinse de talentul lui Andrieș. Și uite că sunt încă în picioare. El scria versuri pentru alții și dacă vreți să vedeți doar o scurtă listă de oameni care au beneficiat de scrisul lui. Sfinx, Dan Andrei Aldea în discurs solo, Mircea Baniciu, Aura Urziceanu, Gil Dobrică, Post Scriptum, Nicu Alifantis, Doru Căplescu, Sorin Chifiriuc, Adriana Auș, Janina Matei. Janina Matei, bineînțeles, Mircea Vintilă, Byron, până la Paula Senec și cine știe ce mai fi. El a făcut copii de discuri veteranii, mai sunt unii prin sală care se mai pot încă la serate culturale care își amintesc desigur din anii 70, la sfârșitul anilor 70, nenumărate copii de discuri pentru Sfinx, cum a fost Zalmoxe din 1978, din nou Dan Andrei Altea, Baniciu, Alifantis, Vintilă, celelalte cuvinte, Iris, Balisterian, deci Adamilia mai încoace și așa mai departe. Ioana Mântulescu. L-am văzut prima dată pe Alexandru Andrieș pe scenă în primăvara anului 1980 la festivalul de jazz de la Sibiu. Îmi spusese mai înainte Johnny Răducanu că, așa cum îl semnalase cu un an înainte pe Harry Tavitian, e unul, domnule, din Brașov, foarte interesant, foarte, hai să-l vezi, talentat, nu știu ce, arhitect. Hai să-l vezi că în seara asta va avea un recital, oarecum, în afara schemei generale a festivalului. Un fel de recital în afara concursului, care a fost... A fost o ciudățenie, pentru că la, oficial la festival nu puteai să participi decât dacă te selectau. Exact. Cei care organizau festival. Exact. Și la un moment dat Florian Lungu a venit la Grigore Preoteasa, la Casa de Cultură a Studenților, unde eu treceam destul de des.
Și derbedeștea de la Basorelief, care erau programați să aibă un recital la Sibiu, nu mi-au spus nimic. Și cu care el cântase deja în 1979 la Brașov. Da. Da. Nu mi-au spus nimic. L-au chemat, de fapt, pe Florian Lungu ca să vadă ce fac eu, că nu știa nimeni ce fac eu la vremea. Sau mă știau și de la arhitectură. Și moșul, așa îi se zicea lui Florian Lungu, moșul, zicea, păi tu vii și cânti la Sibiu. Păi nu se vii să cânti la Sibiu, că lasă, domne, că o să fie parte din recitarul, mă descurc eu. Și în mod total subversiv am ajuns să cânt la Sibiu spre disperarea organizatorilor. Organizatorii erau mai puțin disperați, poate, înainte de a auzi ce cântă asta. Pentru că Andrieș a avut două melodii, în orice caz, care îți puteau reține destul de serios atenția, pe care și dumneavoastră le știți, bineînțeles, din diverse alte forme alotropice, pentru că au fost reluate pe diverse discuri de atunci și s-au difuzat enorm, le găsiți peste tot. În orice caz, erau lucruri care păreau anodine, titlurile care trebuiau să treacă de cenzură, în orice caz nu ridicau probleme foarte mari, la televizor. La televizor nu se putea vedea mai nimic pe vremea respectivă, încât era greu să-ți imaginezi ceva subversiv legat de acest titlu. Și apoi, titlul Ce oraș frumos, nu putea să trezească nici acesta luare aminte, pentru că și chiar dacă începeai să auzi ce cântă el acolo, fabrici și uzine și așa mai departe, nu putea să deranjeze absolut pe nimeni. Acum, s-a văzut în timpul recitalului ce vedea exact la televizor Alexandru Andrieș, și anume o parte din bunurile de folosință imediată, alimentele și obiectele de care toată lumea avea nevoie și pe care nu le putea deja găsi la nivelul anului 1980. Pentru mine, de fapt, criza generală de bunuri de consum este simbolizată exact la revenirea de la festivalul de la Sibiu de 1980 cu Ion Baciu Junior, cu alții. Ne duceam la ea și am schimbat trenul, bineînțeles, la Ploiești și gările. Și între cele două gări, în întunericul dimineții, am văzut că e o luptă destul de îndrăjită în jurul unor obiecte care circulau prin aer la magazinul care se numea foarte ambițios pe vremea respectivă. Era o rețea, să nu știți, Big, Băcănie Industriale Gospodina, și cineva șmecher de la stat găsise acest acronim extrem de promițător în engleză. Și lupta era pentru jumătăți de pachete de unt. Nu pachete întregi, jumătăți de pachete de unt. Era clar că lucrurile nu merg exact în direcția asta. Deci pe asemenea lucruri vorbea Alexandru Andrieș. Bun. De ce am sesizat de la început, dincolo de aceste versuri care deja erau ciudate, am văzut că rare ori se întâmpla asta în anii 70 și la începutul anilor 80, cineva care se duce pe scenă pentru a cânta, scrie foarte bine. Apoi, când vorbești cu el, vorbește foarte bine, deslușit, înțelege ce-i spui, pare să aibă un interes pentru lucruri culturale, pentru care quasi totalitatea artiștilor nu păreau să aibă cel mai mic interes. Și atunci, eu aflat în căutare de oameni care gândesc diferit, cred că e nevoie să aibă puțin mai multă libertate, mai curând decât mai puțină, etc. Și care au într-un fel de un contact cu cultura înaltă, am descoperit un spirit afin în Alexandru Andrieș. Și aici este, de fapt, ce aș vrea să vă spun legat de noțiunea de contracultură. Foarte puțin dintre aceia care se exprimau pe scenele anilor 70 și 80, unii talentați muzical, de adminte, sau mai mulți sau mai puțin talentați muzical, aveau acces la o cultură alternativă reală sau puteau înțelege, chiar la nivelul unei conversații uzuale, ce este aceea să vrei o alternativă la cultura care plutea acolo în aer. Cei mai mulți, pur și simplu, nu erau nici suficient de inteligenți, nici suficient de culți.
pentru a avea asemenea preocupări. Ei cred că mulți dintre ei, de fapt, discutând cu ei, aveau niște dureri înăbușite, erau agitați, simțeau că ceva nu e în regulă, dar nu puteau articula asta. Dacă îți amintești conversațiile din perioada respectivă, de multe ori acestea trebuiau oprite rapid, pentru că oamenii nu puteau urma. Unde vedeam semne libertății era într-un alt registru. În contactele, fuziunile, intersecțiile dintre cultura muzicală alternativă și lumea interlopă. În toate restaurantele și barurile perioadei cântau pe vremea aceea cântate de cineva, formații, soliști, etc. Și în acea lume era un fel de negociere permanentă a unei noțiuni despre libertate sau despre alternativă. Ea era, la cei mai mulți, destul de primară și asta mi s-a părut că ne rudea pe noi toți ceilalți din alte domenii ale culturii înalte cu aspirațiile acestor oameni. Mi se părea că trăiesc într-un continuum pe care am ajuns să-l respect și să-l prețuiesc între cei care căutau libertatea în afara legii, într-o formă sau alta. Nu vorbim de aici despre criminali, ci vorbim despre oameni care făceau bișniță cu discuri, cu țigări americane, cu videocasete când acestea au apărut, cu ure, nu știu ce, indiferent, până la mașină era destul de mult. Dar toată această lume care trăia în marginea sistemului oficial, aceasta avea pasiuni muzicale. Asta pentru mine a fost o frumoasă surpriză în liceu la Iași, când am văzut că, mă rog, figurile centrale ale acestei lumi interlope, a lumii bișnițarilor, cei mai răsăriți totuși, aveau pasiuni muzicale și ei căutau îndrumare să asculte muzică în continuare, materiale pe care să le asculte, benzi de magnetofon, discuri și așa mai departe, și o discuție despre această muzică. Bun, discuția nu se putea ridica prea mult, pentru că nu toți aveau reperele pe care le aveam noi. Dar era interesant și asta mi s-a părut și până astăzi mă impresionează, că și ei căutau o formă de libertate. Nu doar fuga de la pârnaie când erau prinși și închiși, ci o libertate, un spațiu alternativ în care ceva se întâmplă. Și în acel cadru general alternativ am întâlnit de fapt pe cei mai interesanți muzicieni ai perioadei. Din rock, pop, folk, cum se mai chema, și din jazz. Oricum, Adel era cel mai interesant. Asta era, mi s-a părut lumea. Iar ea avea o expresie, să spunem, oarecum instituțională, prin rarele concerte și festivaluri, cum ar fi Festivalul de Jazz de la Sibiu, sau festivalurile care au apărut imediat după aceea de jazz de la Costinești, care erau și momente de libertate cumva carnavalescă, bovarică, nu era chiar libertate. Dar erau spații în care totuși o lume diferită sau o existență diferită de aceea standard se putea nu numai imagina, dar și trăi. Deci cam asta este, dacă ar fi să să revin puțin la discuția despre contracultură, ar trebui să spun acest lucru. Nu există rezistență prin cultură cu adevărat, aceea nu merită, e foarte onorabilă. La noi asta s-a întins foarte mult în sfera poeziei, literaturii, cultură înaltă. Poate fi ceva extrem de onorabil să traduci un autor clasic grec sau latin sau să scrii o carte tehnică despre nu știu ce. Dar asta numai într-o modalitate extrem de oblică și extrem de greu de măsurat atinge centrul de cultură putere al unui regim ca acela în care am trăit. Trebuie să ai o distanțare care este de alt ordin. O distanțare a ironiei, a unei viziuni subversive, a unei visări alternative. Deci trebuie să te apropii mai mult de contracultură decât de înalta cultură. Pentru mine, în epoca respectivă,
mi s-a părut evident că nu în alta cultură se opunea mai bine, mai eficient, mai adânc și mai curajos culturii oficiale, cât contracultură. Această contracultură care se hrănea mimetic, bovaric, nu puteai să ai, mă rog, cea puțin nu puteai să ai LSD, dacă vrei să mergi până la capăt, cu, sau foarte multe alte ingrediente ale contraculturii beat, de exemplu, nu puteau fi imaginate sau posedate sau consumate în, din coace de cortina, în orice caz la noi, în România, nu. Dar asta aducea și un fel de acces mai mare asupra ideilor, din punctul meu de vedere. O trăire ceva mai intelectualistă a unor lucruri care acolo erau mai naturale. Deci, pentru cei care nu erau în fenomenul propriu-zis, cum erai tu, Alexe, și care se uitau din margine, ca mine, era evident la unii, bun, încercarea nereușită de a imita și cu asta te opreai și plecai mai departe, iar la unii, foarte puțini, aveai sentimentul că ei cumva au traversat cortina înapoi. Au înțeles ce-i pe acolo și ceva din acest sentiment nu mai era pur și simplu imitativ și bovaric, ci începea să fie al lor. Ei, asta am simțit eu. La capitolul versuri, n-am văzut asta decât la tine. Eu trebuie să recunosc că, pe de-o parte, am avut mare noroc din cauza că sora mamei mele, mătușa mea bună, a plecat în 1966 în Statele Unite, prin căsătorie. Și am avut acces la cărți, la discuri care nu se găseau aici, sub nicio formă. Deci, îmi minte că la un moment dat, Muzeul Smithsonian a editat pe vinil, pe vremea nu exista CD, casetă, nu știu ce, un fel de enciclopedie a muzicii tradiționale americane, de înregistrări de la 1900 încoace, ce s-au găsit, cu negrii care cântau blues, cu muzică la papiei lor roșii, tot felul de chestii. Și bineînțeles că am vrut-o neapărat. Nu mi-am dat seama că asta înseamnă o cutie așa. Pe vremea erau discuri vinil și foarte grele. Și la un moment dat, bineînțeles că am fost chemat de către autorități, ca să mă exprim blând. Organe. Să spun ce-i cu cutioiul ăla. Nu sunt dire, discuri. Mă rog, nu contează. Deci, ce încerc să vă spun e că am avut marele noroc să am acces odată din cauza mătușii la tot ce mă interesa. Sigur, nu era așa rapid ca azi. Scriai o scrisoare, ajungea scrisoarea, câteodată n-ajungea, o mai scriai odată. Cum ți era noroc. Până la urmă, ceva tot ajungea și la mine înapoi. Pe de altă parte, la Brașov, unde am făcut eu liceul, la liceul Șaguna, exact când am făcut eu liceul, autoritățile au ajuns la concluzia că nu trebuie să existe un liceu german independent, singur de capul lui. Și au făcut ca liceul german Honterus din Brașov să facă parte din liceul Șaguna. Administrativ vorbind, asta înseamnă că și elevii pur și simplu au fost mutați în liceul Șaguna. Și asta însemna că eram colegi cu foarte mulți prieteni și prietene care erau de origine germană și care primeau din Germania foarte repede, față de cum primeam eu din America, tot felul de discuri, cărți și așa mai departe. La vremea respectivă, după, eu fiind leneș, recunosc, sunt și acum leneș, niciodată n-am fost harnic. Adică nu harnic, nu în sensul că nu fac nimic. Nu-mi place aici să... am făcut o mică selecție din discurile și așa. Nu, nu poate să existe probă mai concludentă despre lenea lui și la miile de concerte și poți să... Nu, în sensul că nu-mi plăcea să umblu de colo-colo și i-am zis, asta băi, zic, bă, stai puțin, de ce să mergem noi azi la casă la Hapcinski care a primit birou și pe urmă, apoi mine mergem la ala, ce să tot umblăm de colo-colo când noi avem aici la liceu o sală de festivități, avem pick-up foarte bun, avem nu știu, ne întâlnim o dată pe săptămână la școală, aduce fiecare de acasă ce-a mai primit și ascultăm și comentăm și era și oricum, era mult mai interesant, că ne certam între noi, aveam păreri, bineînțeles. Și am pus aceste chestii Clubul Artelor Moderne. Un fel de big, dar cam.
L-a desfințat UTC-ul imediat, pentru că o facă UTC-ul și acum se întâmplă ceva subversiv. Da. În fiecare zi de joi se adună unii în sală, pun muzică străină, nu e bine. Pentru cei mai tineri, regimul acestor audiții era foarte ciudat și el a rămas așa ciudat și oarecum excepțional până la sfârșit. Treptat, infrastructura acestor audiții publice s-a schimbat de la discurile de vinil pe pick-up-uri. În cel mai fericit caz, Diod, asta aveam când pe masă, când la 4 martie 1977 ascultam un disc recent de Gentle Giant și a început să miște, și am fost vreodată șocat cum e posibil să miște acul unui pick-up Diod. Ei, mișcat pentru că era cu tremă. Dar evoluția lor tehnică a continuat și după aceea s-a ajuns la videocasete, la audiții și vizionării publice. Asta era o formă de socializare destul de intensivă a celor care în orașele, cel puțin în orașele mai mari și în liceele mai bune, facultățile mai bune, aveau acces. Da. Am fost coleg de liceu cu Bogdan Lefter, între cei care sunt mai cunoscuți acum, Leonard Oprea, Gicu Țeposu, Dumnezeu să-l ierte, Sovianii, Mușina, mai mulți, deci oricum astea sunt mai... ale generației 80 din poezie, critică literară, proză. Astea sunt numai mai cunoscute, da. Și, bun, Leonard Oprea, Nardi a început ca autor de science fiction, și literatură fantastică și în sfârșit a mers în absolut toate celelalte direcții, ever since. Și ăștia eram cei care ne întâlneam și eram periculoși din punct de vedere al UTC-ului, care a desființat imediat chestia asta. Bineînțeles că rezultatul a fost că nu ne mai vedeam la școală, am hotărât să ne vedem acasă la nu știu cine, care era mai aproape și avea o cameră mai mare și ne vedem acolo, nu s-a schimbat nimic. Pe de altă parte, tot la liceu și în aceeași perioadă, a contat foarte mult că profesoara cu care făceam limba engleză și care era unguraică, nu a respectat programul. Respectiv, la prima oră de engleză în clasa 1 a venit cu un pick-up și cu discul Let It Bleed al formației Rolling Stone și a zis, bă băieți, voi nu vreți să știți ce zic ăștia aici? Ia să ascultăm discul și hai să învățăm engleză. Rezultatul a fost că toți cei din clasa am învățat foarte bine engleză. Rezultatul următor e că au dat afară de la liceu, bineînțeles, pentru că n-a respectat programa. Nu conta că, de fapt, învăța mult mai bine engleză decât urmărind o carte și o programă scrisă oficial de cineva. Rezultatul era neimportant pentru sistem. Era mult mai important că nu respectai regulile. Și au dat afară de nu s-a văzut, sărac. Toate astea au făcut ca, și bineînțeles, probabil a contat și faptul că mi-a plăcut întotdeauna și să desenez și să citesc și să ascult, să merg. El era un biet copil supradotat, care a avut norocul unor părinți, da, nu, stați puțin, că e totuși important, unor părinți toleranți, cum se spune, exact, m-a lăsat în pace asta. Care, în loc să îl exploateze și să facă din el mutantul de circ care să-ți spună de la coadă la KPNI, dar în momentul de față sau să calculeze rădăcina cubică a unui număr cu tare, l-au lăsat să facă ce voia el. În puține familii a existat această șansă. Acum am dau seama și așa. Nu, dar e un lucru formidabil pentru că în loc să construiască din tine un tocilar perfect, care este nu știu ce, te-ai opus la asta. Dar era un model foarte răspândit. Era numai o mică chestie autobiografică. Doi dintre prietenii mei cei mai apropiați din liceu, Adrian Rusanovski și Mihai Vasilescu, care m-au ajutat să mă inițiez în muzica nouă și așa mai departe, să ascult tot timpul cu oarecare, în oarecare cunoștință cauză muzică. În special jazz, dar către, la începutul liceului, bineînțeles, o ultimă zvâcnire a popului clasic și a bluesului. După care, mai mult muzică simfonică și jazz. Dar acești oameni cântau la diferite instrumente, Mihai Vasilescu în primul rând, ori creiau un fel de mediu în care muzica era permanent prezentă, cu o întreagă
garnitură pe care, din păcate, nu pot evoca aici, de oameni din diverse profesii mai mari decât noi în general, care apucaseră de mai tineri începuturile muzicii alternative din Occident și care, în condiții mult mai grele de natură logistică, ajunseseră la muzică. La jazz era cel mai ușor, pentru că erau emisiunile zilnice sau serale ale lui Willis Canover la Vocea Americii, nu? Jazz-ul. Nu există om în afara Statelor Unite, pentru că postul nu se poate prinde în Statele Unite. E o treabă politică de război rece. Se putea prinde în tot restul lumii. Și nu există om care poate pretinde că știe jazz dacă n-a ascultat emisiunile lui Willis Canover din generația potrivită, vreau să spun că Willis Canover trăia în fiecare seară la 10 și 12 și 14 minute, 22, adică după radiojurnal era o emisiune de obicei extraordinară cu jazz din absolut toate epocele, stilurile și țările, iar Canover putea pronunța toate aceste nume ciudate și pe cele poloneze, de exemplu, perfect. Ei, ori în această lume în care acest tip de informații circula, puteai auzi, așa am auzit prima dată de proiectul etnomuzicologic de la Smithsonian, pentru că și de înregistrările lui Alan Lomax și da, toate chestiile astea de care vorbeam mai înainte, nu? Acestea erau difuzate și deci chiar dacă nu aveai bani pentru un pic ca bun, contacte pentru un asta, ascultai la Radio Europa Liberă emisiunile de bază de muzică Cornel Chiriac, în primul rând, și după aceea lucrurile celelalte care urmau. Deci te puteai trăi, îți puteai imagina o viață alternativă în care îți puteai duce existența oficioasă, să spunem, la liceu, facultate, locul de muncă și așa mai departe, oarecum, dar aveai spațiile acestea la tine acasă, la prietenii tăi de obicei, uneori, în cazuri mai rare, în locuri publice, în care aveai un acces la așa ceva, la acest gen de... Da, mai greu. Era, desigur, mai greu, dar locul de bază era acesta unde puteai să te întâlnești cu prin complicitatea generală a unui mare număr de persoane cu legături în toată lumea, într-un fel sau altul, după apariția studenților străini, asta a fost o afacere nemaipomenită, pentru că ei erau principalii bișnițari comercianți de discuri. La mine, probabil că cel mai important lucru a fost că nu... Mă enervam că nu pot să ascult în românește ce-mi plăcea și ascultam în altă limbă. Chestia asta mă scotea din sărită. Și evident că nu mă interesa, nu știu, muzica ușoară românească cu textele alea insipite, care evident toată lumea care trăia din muzică, compozitorii, textiei și așa mai departe, cântăreții, nu vreau să aibă probleme cu cenzura, evident, da. Pentru că la vremea respectivă primul pas era că textul pleca la cenzură. Și atunci existau două variante, ori texte care nu spuneau nimic în mod special, Primăvară, Albinuțe, de astea. Ea voie de dragoste, dar frumoasă. Sau poezii din poeți clasici români care deja au fost publicați, au apărut în diverse... Am vorbit despre tine, gata, prea târziu. Am zis deja, am zis deja, dar mai zic. Ce faci? Ai fost cuminte? Nu știu dacă am mers. Ce? Aia nu. Ia uite, doamne, ăsta totdeauna am vrut pe ceva. Îl punem acolo, pe Florian Lungu, dacă mai stă. Mai stă? Ce frumos. Hai, atunci e bine. Deci, Florian Lungu vorbește de lup și moșul la ușă. Și ăsta a fost principalul motiv pentru care am zis, hai să încerc să fac eu niște cântece așa cum mi-ar place mie, sau nu m-am gândit nicio secundă atunci că o să ajung să le cânt vreodată în public, Doamne ferește, nu mă gândeam la așa ceva. Pur și simplu mă jucam. Pentru că a adus aminte Sorin Antochi de telejurnal, ăsta de exemplu a fost un cântecel pe care eu l-am scris, cred că eram în clasa 8-a.
Când eram eu în clasa 8-a, mâncarea era pe toate drumurile. Deci nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat după anii 80 și așa mai departe. Și la vremea aia îmi plăcea, bineînțeles, ascultam jazz, ascultam... La mine a fost invers. Am ascultat simfonic, după aia jazz și până am ajuns la pop rock și așa mai departe. Dar atunci era evident, toată lumea asculta Beatles. Și... eram eu puțin nelămurit așa la început, ce-o fi nebunia asta cu Beatles, pe mare șmecherie, până când au scos All You Need Is Love, care a fost un cântec foarte interesant, mă rog, erau măsuri, nu neapărat numai de patru, timp, chestii interesante, cu citate muzicale, oricum, foarte interesant. Și asta m-a făcut să ascult și eu mai atent ce fac ei. Că am construit, Beatles, mai întâi, idiomul care a devenit universal pentru muzica alternativă a generației și apoi a început să-l deconstruiască. Da, exact. Ai toate elementele deconstructive acolo. Dacă a scos Helter Skelter, îți dai seama că vine la un moment dat heavy metal într-un târziu și așa mai departe. Sau... Hai, și... bineînțeles că făceam și eu cântecele, dar le făceam în engleză, pentru că spuneam că ce bine sună în engleză, ce urât sună în română. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, care a fost muncitor la fabrica Tractorul, el era specialist în aparatura de bord a avionelor IARE, dar când au venit rușii și au transformat IARE-ul în tractorul, el nu mai avea ce aparatură de bord să facă la tractoare. Tractoarele nu zburau, tractoarele noastre nu zburau. Atunci, pur și simplu, a fost muncitor la metrologie și cu asta basta, că n-aveau ce să facă cu el, nici nu puteau să-l dea afară, că n-avea nicio vină bietul. Și el vine de la Tractorul acasă, mă aude pe mine zrângănind acolo la pian. Aia zice, ce, îmi place cântecul ăsta, cine, al cuie? Și eu foarte mândru și fericit, eu l-am scris. Aia era Rahat, l-ai scris tu, e în engleză. Păi e în engleză, că în română sună urât. Și el mi-a spus foarte calm așa, în timp ce cred că mergea spre bucătărie, n-a ce înseamnă că nu ești tu în stare să scrii bine în română, cum adică e urât, aia cântă în engleză, că asta e limba lor, nu cântă în engleză, că trebuie să cânte în engleză. Dacă ești în stare și poți să faci în română, bine, dacă nu, nu, lasă, că pe mine chestia asta nu este că m-a enervat groaznic, mi-am dat seama că are dreptate, în mod evident. Cântecul în engleză se chema Listening to the Wireless, ascultând radio. Și de aici a venit astăzi iar la telejurnal, pentru că am vrut să fac o melodie în română care să nu știu ce. Pe vremea nu era problemă nici cu cașcavalul, nici cu șunca de pragă, nici cu nimic. Deci era un pur și simplu... N-am știut asta. Deci un cântec a devenit subversiv după ce l-ai scris. Mult. Atunci era, să spunem, un cuvânt real. Era o glumă simpatică. Era o glumă simpatică, dar cu tot, că am văzut la telejurnal cașcaval. Era o rimă neașteptată. De ce mare lucru? Adică de ce să vezi la telejurnal cașcaval când e pe toate drumurile? Era gluma, era exact invers. Și când colo realitatea a făcut din asta ceva subversiv. Și încet, încet a ajuns unul din cântecele cele mai greu de cântat în public, pentru că n-a dispărut cașcavalul de la La Sibiu, când a fost adus de moșul aici de față, da, așa, în 1980, când am auzit aceste lucruri, când deja nu mai era cașcaval, toată asta a apărut eminamente subversivă. Dar atunci, știam, în 80, când moșul a venit la Basorelief și el a decis că o să cânt la festivalul jazz de la Sibiu, ceea ce eu nici nu credeam că o să se întâmple vreodată, primul cântec cu care am început... mini-recitalul, nu știu cum se zic, era de fapt un recital în cadrul recitalului Basorelief. A fost bluzul generalului Pacepa, care tocmai fugise. Și, bineînțeles, acum zâmbește, dar atunci nu prea. Și era din partea televiziunii, marele șef al transmisiei era Dumitru Moroșan. Da. Eu tocmai primisem de la mătușii mei un costum de jeans, adică și geacă și... pantalon, jeans, 100% din America, numai noi am îmbrăcat, nu ieșeam din ei nici mult. Și la proba de sună vine Dumitru Moroșanu, el neștiind ce o să cânt eu, bineînțeles, și zice, dar sper că diseară te îmbraci frumos. Și zice, mi se pare că sunt îmbrăcat foarte frumos. Nu, zice, eu vorbesc serios, dacă nu te îmbraci frumos, nu te dau la televizor. Eu știind ce am de gând să cânt, am sigur că nu o să mă dea ori. Ținut, dar oricum era cea mai mică problemă. Am zis, bine, nicio problemă, s-a luat. Și la probele de sunet, bineînțeles că am cântat cu totul altceva. Pentru că era clar că dacă la probe de sunet cântăm ce... Aveam eu de gând să când nu ne mai lăsau seara să apărăm pe cine, erau tot felul de oameni care se ocupau cu asta în sală.
Și țin minte când am ieșit, că a fost primul meu concert din afară de concertul de la Brașov, până atunci cântasem doar în Club Oa, între prieteni la arhitectură. Și primul concert mare, să zicem, a fost ăsta de la Sibiu, sincer, că la Brașov a fost un fel de festival de jazz și rock organizat de Șipa, da. Așa, călduț. Deja, Alexandru Șipa, deja a organizat festival. Da, în 79. Și ăsta a fost, de fapt, primul concert mare. Și Dumitru Moroșan, cum a văzut, a făcut, adică degeaba cânti tu, că nu știu ce. E, după aia când am început să cânt, hainele erau cea mai mică problemă. Era Horia Lapeș, prietenul meu, care între timp a plecat de mult în Franța, era operator la televiziune. Pe vremea aia se filma pe periculă de 16 mm alb-negru. Nu exista asist video, chestii la... Ce a făcut domnul Horia Lapeș, apropo de contracultură și rezistență și așa mai departe? El și-a dat seama că va fi imposibil să difuzeze nici 3 secunde din vreun cântec de-al meu. Dar m-a filmat oricum. Și când au montat reportajul despre festivalul de jazz de la Sibiu din 1980, peste tot unde vorbea cineva din nou și spunea că a fost, că s-a adresat, că nu știu ce, apăream eu cântând. Dar nu se auzea ce cânt, evident, se auzea vocea care povestea de zece. Urmă apărea, nu știu, Johnny, după aia apărea Garbi, după aia apărea Harry Tavitian, nu știu, nu are nicio importanță. Și când se vorbea, iar apăream eu, dranga, dranga, dranga. Toți aceia care au văzut reportajul n-au înțeles nimic. Bă, cine e ăsta? Și cu ăsta? De ce? Și prostia asta? Ce... N-auzim ce cântă, dar... Acum, cum spun, muzica mai mergea, dar cuvintele, versurile... Și sigur că, evident, mi-am dat seama de la început, adică încă de când cântam la arhitectură, când era oricum mult mai, să zicem, mai permisivă cenzura, da, că nu poți să spui lucrurilor pe nume. Oricum nu mi s-a părut niciodată interesant să spui pur și simplu n-am apă caldă. Mare șmecherie, mare artist, ce să spun, n-ai apă caldă, nici eu n-am apă caldă. Cred că înțelegem toți despre ce este vorba, sau înțelegem foarte mulți bucureșteni de azi, înțeleg. Da, da, chiar asta trebuie explicat așa de istoric. De am și zis. Da, avem unele avantaje totuși să înțelegem istoria, pentru că am uite cu se leagă lucrurile. Și m-am gândit atunci să recurg la formulă de fabulă, respectiv să iau personaje absolut cunoscute din istorie, de exemplu, și să inventez niște lucruri, niște povestioare în care, evident, lumea să înțeleagă despre ce e vorba, dar eu să nu spun practic, direct, nimic despre X sau Y, care la vremea erau personajele principale ale propoziției peste tot. Care erau acum în mintea tuturor. Da, și nu. Partea interesantă este că și atunci când nimeni nu avea nicio intenție subversivă, publicul credea că există una. Deci asta e partea cea mai frumoasă a rezistenței prin cultură, pentru că de multe ori codul general fiind așteptarea unei referințe subversive, nu avea nicio importanță ce spui. Nu ți se acorda ca vorbitor libertatea de a avea un sens strict denotativ. Dacă apăreai și spuneai și eventual avea antecedente și dacă tu, de exemplu, tu nu puteai fi credibil dacă apăreai pe scenă după ce nu mai știa ce e cu tine, să te apuci să, de fapt, ci să erai privat de dreptul elementar, de exemplu, să-l lauzi pe tovarășul Ceaușescu. Pentru că dacă veneai și te apucai să-l lauzi, nu te putea crede nimeni. Nu te putea. Arădeau și mai tare. Păi sigur, dar era o, într-un fel era o limitare a dreptului tău la liberă expresie. Da, primul lucru care s-a întâmplat după ce am apărut, să zicem, în concerte oficiale, da, și domnul Florian Lungu știe, a fost că au venit la mine și mi-au zis: dar nu vrei tu să cânți în engleză? Deci tu că nu e voie să cântăm în engleză. Dom'le, tu ai voie. Cum să n-ai voie? Te rugăm, deci tu cânt în engleză. Asta a fost prima chestie. Au găsit o soluție, mă rog. Oricum, apropo de texte, toate cântecele care au început au plecat de la niște mordele. De exemplu, la Rovine, care are un cântec care probabil îl știți și îl știe foarte multă lume și culmea e că și azi are succes la public, ceea ce mă bucură, pentru că înseamnă că cântecul în sine e bun, nu mai depinde de contextul social sau politic. Dar la vremea respectivă era în 1974 și unde deschidea radio era Waterloo, Waterloo, ABBA, Waterloo, Waterloo și vreau, da, atâta Waterloo, dar ce noi n-avem? La Rovine! Și dacă cei care știu muzică își dau seama că inclusiv intervalul folosit este cel de la refrenul de la Waterloo, intenționat, evident.
Maca la mine s-a transformat într-o bătălie națională de mare importanță. Și am un prieten... Și în unele contexte și patriotismul era o chestie subversivă, adică pentru a plasa un dragostea de patrie, trebuie să le puși la strata generală. Am un prieten în Germania, plecat de mult din Brașov, care la un moment dat, tot în anii 80, a venit la mine domnul Storin, care era secretarul literar al Teatrului Constantin Tănase. A murit, Dumnezeu să-l ierte. Și zice, domne, aș vrea să discutăm să cânți la noi la Tănase. Nu cânt eu, domne, la Tănase, lasă-mă în pace. Domne, zice, ești căsătorit? Nu. Ai copii? Nu. Deci nu știi ce înseamnă să ai o fată? Nu. E, domne, și eu am o fată. Înțelegi? Și fata asta te iubește, domne, și ascultă numai când de cele tale. Și mi-a zis că trebuie să cânți la Tănase. Înțelege-mă, că n-am încotro, da? Deci, dragostea are forme absolut. Crede-mă, trebuie să cânți la Tănase. Zic, domne, dar nu ești toți la cap, tu știi ce cânt eu? Păi știu, de la fiică mea. Păi și cum crezi că o să cânt eu la Tănase? Că e cu vizionare. Ce vrei să cânt? Vreau să cânt Balaurul Verde, vreau să cânt Șeherazada și la Rovin. Oh, perfect, trei cântece aveam de cânt. Vine la vizionar. Lume, din teatru, bineînțeles, din public, vizionare. Tovarășul de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în primul rând. Am cântat, e gata, acum am scăpat. Eu zic, omul o să-i spună lui Fisa ca, da? Aici e gata, s-au aprobat cântecele, de, nu știu, de săptămâna viitoare vii la spectacole. Avem luni, marți, miercuri, joi, numai. Ia puțin cum s-au aprobat. S-a aprobat, domnule. Păi n-a fost ăla, dar da, a fost. Păi și n-a auzit ce am cântat? Sincer, n-a auzit că i-am pus două balerine în dreapta, două în stânga, cam dezbrăcate. Noi așa facem când avem texte cu probleme. Și la habar n-are ce a semnat. A semnat. Da, a terminat. O să cânt. E, rezultatul a fost că după ce am avut primul spectacol, premiera oficială, eu n-am știut. În România literară, Silvestru a făcut o cronică a spectacolului și bineînțeles că totul era formidabil, un cor de balet nemaipomenit, de nivelul lui Moulin Rouge, momente vesele, excepționale, doar că la un moment dat apare pe scenă un individ care își bate joc de istoria neamului și începe și, mă rog, în câteva fotografe m-a făcut pe mine zob. Eu nu știam nimic, că n-am citit. Am venit la doua zi la spectacol, la de la poartă, zice, domne, nu pune domne la inimă. A dat în masă. Nu știam ce vrea asta cu mine, zice, portar. Bine, știe ce e în capul lui. Balerinele. Domne, nu te necăjești, dacă nu vede tot. Păi, dar ce s-a întâmplat? Era un tip care tragea cortina mașină. Auzi, zice, tu n-ai citit România literară, nu? Nu. Ți-o dau eu. Pânc. E, rezultatul a fost că din clipa aia a început să se bată lumea pe bilet. Mulți mă întreabă cum de se putea acest lucru. Păi era foarte simplu. În afară de zvonul care a circulat foarte mult timp, evident că eram securist, pentru că nu se putea altfel decât dacă erai securist. M-am întors și din America după ce am fost la mătuși și mi-a zis, ce vrei dovadă mai bună? Securist, clar. E, și UTC-ul și Partidul Comunist aveau nevoie de bani. Ca și astăzi, o mare parte din prețul pe care îl plătește cineva pe un bilet se duce la stat. Astăzi, din prețul unui bilet, la stat se duce aproximativ 56%, în caz că nu știați. Deci în clipa în care plătiți 10 lei pe un bilet, 5-60 de bani ia statul din start. Ăștia nu-i vede nimeni. Și cel care organizează concertul rămâne cu 4 lei și ceva, din care trebuie să plătească chiria, să li lumini, tătătă, și la urmă, dacă mai ai ceva, mai au și artiștii ceva. Hai, na. Așa se fac socotelile. Și la vremea respectivă nu era chiar așa, pentru că atunci luau toți banii. Era mult mai simplu. Nu era X%. Aveau nevoie de bani. Și în clipa în care cineva atragea publicul și venea publicul în sală și se făceau bani, făceau și ei că... Începuse această, era un demers paralel cu acela din industrie unde se vorbea despre autodotare și așa mai departe și toată lumea, în loc să mai ia bani suplimentari de la buget, trebuia să descurce într-un fel sau altul și de asta
teatrele, de exemplu, evident, au fost și ele în prima linie a acestei chestii de autodotări și autoconsum. Vă dau un mic exemplu, mai puțin, să spunem, ușor de imaginat ca vânzarea de bilete. De pildă, la Teatrul Național din Iași aveau, la un moment dat, făceau, îi punea să facă tot felul de obiecte care puteau fi vândute după aceea, lemnărie. În timpul unei reprezentații, unei reprezentații unei piese, produceau niște lădițe, de exemplu, care după aceea erau vândute pe piața de stat. Deci era această nouă disperare, pentru că bugetele fusese mult tăiate, bugetele culturale foarte mult tăiate, și tot ca o formulă de a le șicana, mai ales instituțiile care mai erau așa, s-a ajuns la ideea de autonomie bugetară prin care toate aceste instituții culturale trebuiau să te autofinanțeze. Cuvântul era autofinanțare. Și bineînțeles că până și cei mai siniștri cenzori și așa mai departe trebuia să-și imagineze că la unul din ăsta vine lumea și bucuroasă și o să cumpere biletele, pentru că... Pentru că nu existau cântecele astea pe canalele oficiale, nu puteai să le asculti la radio sau la televizor, nu aveai unde să le asculti decât la concerte. Acum, e ceva care se întâmpla în paralel și asta... Dar și azi, acum nu sunt acum și în marea lume capitalistă reciclarea și autofinanțarea. Doamne, noi am deschis multe alte drumuri, nu e singurul domeniu care am fost primi. Nu e nicio problemă. Am fost protocolași întotdeauna. Dar, de exemplu, am menționat, a spun asta pentru Florian Lungu, am menționat, de pildă, o cale de informare muzicală care era să-l asculți pe Willis Canover și asculți Voice of America Jazz Hour. Și mai era și, bineînțeles, Europa Liberă, am spus Cornel Chiriac sau Radio Luxemburg sau care mai era. Dar era și în România și aici ciudățenia. Îl aveam și, aveam și noi un Willis Canover care era omul aici de față, Florian Lungu. Deci, într-o formă sau alta, el reușea la radio și la televiziune să te țină la curent cu ce se întâmpla în muzica reală din România în timp real. De exemplu, dacă nu erai într-unul din orașele mari ale României și astfel să ai șansa de a-i vedea pe oamenii ăștia așa, asculta emisiunile lui și în orice caz acolo înțelegea ce se întâmplă. Programele pe care le făcea, de exemplu, în urma festivalurilor, care erau programe lungi, repetate de-a lungul multor zile. Dar toate emisiunile erau foarte bune. Iar celelalte emisiuni te țineau la curent cu ceea ce se întâmplă în țară și în străinătate. Aia acolo este o fonotecă, dar toate emisiunile acelea pot să le spun. Păi, pentru oamenii care nu erau, repet, în special pentru cei care nu erau în București. Deja dacă nu erai în București, aveai o șansă pentru că asculta emisiunile lui. La vremea respectivă, la jazz era mai simplu pentru că nu exista text. Si. De cele mai multe ori. Adică ori erau piese cântate în engleză, la fizice, la nu contează cine. Și chiar cei de la noi cântau cover-ul și le cântau în limba originală, indiferent cover-ul. Și atunci nu se punea problema de a trece pe la cenzură, de a primi aprobare, că nu aveai de ce. Când era vorba de text original, evident că începea bătaia. Alexe, tu ai fost tentat vreodată să faci... Deci, cei mai mulți muzicieni din perioada respectivă din muzica asta, care pe atunci se numea tânără, vin la subiectul ăsta, luau texte gata făcute. Pe tine nu te-a interesat treaba asta? Să iei din muzica, din poezia, din jur? Am avut cumva noroc să fiu infectat de două nume foarte mari, Beatles și Dylan. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult, sigur că după aia am ascultat Paul Simon, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, nu contează, lista e uriașă. Da. Și mă refer acum doar la zona asta pop rock, și la jazz și la blues și așa mai departe. Ce m-a fascinat pe mine e că oamenii ăștia nu luau, cum vedeam că se întâmplă la noi, luau poezia lui Alexandri și făceau un heavy metal. Bine, nu e chiar așa, dar, de exemplu, Sphinx are o melodie pe niște versuri de Steu Iosif, care, mă rog, n-are nicio legătură poezia lui Steu Iosif cu ce se întâmplă sonor acolo. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta cel mai tare, cum puteau să spună lucruri care interesau, indiferent că nu neapărat lucruri majore. Nu mă refer la sănătatea planetei, unde suntem noi în spațiu și așa mai departe, nu, erau chestii simple. Dar le spuneau.
indiferent că tenta social-politică era mai acută la Dylan, în mod evident, și poezia pe care o făceau Beatles, și în special Lennon, era de cu totul alt tip, dar era poezie și era oricum un text care le aparținea, și textul și melodia ajungeau să fie un mesaj controlat în ghilimele de autor 100%. Păi, asta era una din trăsăturile ciudate. De câte ori asculta muzica angloamericană a epocii, nu pop-rock, aveam impresia că ascult agenda unei societăți care se exprimă într-un mod specific, în care de la un timp apar muzici, de la un alt timp muzicile se schimbă, cuvintele se schimbă, pentru că este pentru mine toată viața asta a fost atracția principală față pentru muzică, voiam să aud cum sunetă, cum sună, cum suna un timp. Cum sună? Vreau să aud Zeitgeistul, spiritul timpului, vreau să-l aud. Toată viața mea am citit pentru a reuși să înțeleg cadrul de formare pentru oricare din muzicile pe care le-am ascultat. Mi-era mai ușor la muzica simfonică, pentru că acolo era o istorie mult mai bună, culturală, a muzicii respective. Era mai ușor să înțeleg ce era cu Bach sau de unde era muzica lui, ce era cu ea, nu? Chiar fiind fără cuvinte, lăsăm cuvintele în alte, sigur le înțelegeam exact, că erau toate legate de Biblie și de sărbătoare, era ușor. Dar la această muzică de după anii 50, ce asculți, asculți expresia unei societăți care se schimbă. La protest songs, la cele mai banale muzici din perioada pop-rock, folk americană, auzi o expresie a societății. Ori pentru mine era cu totul dezamăgitor să deschid asta și să ascult că formația cu tare cântă pe versul din Ninulescu. Și bineînțeles, nu mai vorbim de partea următoare, când a apărut muzica tânără ca muzică oficioasă, care în vasi totalitatea era pe muzică pe versurile lui Adrian Păunescu. Și vedeai o grămadă de oameni drăguți de adminteri și cu care în afara concertului puteai vorbi pe bune despre viața noastră comună și care, deci i-am văzut, erau oameni care, cum să spun, aveau dureri înăbușite, dar nu le puteau exprima și nu puteau să lege cuvintele unul de celălalt și atunci recurgeau la tezaurul poeziei românești și să... într-un târziu foarte mult la tezaurul poeziei lui Adrian Păunescu. Dar pe mine m-a atras asta la ce făceai tu foarte mult, pentru că de la început mi-am dat seama că e un lucru comun, muzica, adică la tine, e un mesaj care pleacă împreună. Muzica și versurile sunt legate. A mai fost ceva, eu n-am vrut neapărat să cânt niciodată. Eu inițial am fost convins că o să ajung pictor și am pictat și am făcut grafic ani de zile. În paralel am și scris. Din prozele... Uitați-vă pe acel website de care v-am spus la început, dacă nu știți deja și dacă nu știți cum desenează și pictează. De desenat, desena extraordinar. Desenul era partea lui mai tare. Și acum prietenii care mă știu mai de mult spun că ar trebui să mai las prostiile astea cu cântatul și să... Adică, de exemplu, să spun un lucru. Eu eram mai bun portretist și am făcut portrete destul de reușite, tot așa, membru de familie. Cum? Ei, și la culori nu eram bun. Deci, desenele pe care le-ai făcut tu, acelea în creion, nu, tatăl tău sau da, care e mai tehnic mai complexe, da, dar personaje care sunt desenate doar în creion, acolo se vede, pentru că e o tușă extraordinar de ușoară, ceea ce în creion este aproape imposibil, de fapt, fizic aproape imposibil, pe care nu o corectezi după aceea hașurând sau nu. E ceva care... Da, nu ai voie să folosești cum. Păi nu, bine, cum, nu trebuie să folosești, evident. Dar e ceva care respiră și astăzi desene extraordinare. Și am constatat la un moment dat, asta s-a întâmplat când eram la liceu, că prietenii mei aleargă imediat dacă e un concert, nu știu cine, Phoenix, habar n-am, Sphinx, n-are nicio importanță,
Și în afară de 2-3 prieteni, mai mult de gura mea, veneau cu mine la diverse expoziții de pictură sau la câte un cenacul literar, nu interesa. Adică la cenacul erau 3-4 speriați care, în afară de poeții și scriitorii care le-au interesat, se certau între ei, de să rupeau, asta e altă discuție. Nu venea lumea. Și atunci m-am gândit, sincer, dacă oamenii ăștia se duc toți buluc acolo unde se cântă, păi nu-i păcat să nu le spui nimic? De ce să nu le spui nimic? Adică de ce să se adună acolo. De ce să ai numai cântece de-astea care de fapt sunt niște pretexte ca să audă niște sunete, dar de fapt nu există niciun mesaj în cuvintele alea la modul serios. Și așa m-am apucat să fac cântece. Din fericire am avut noroc să placă lumii și uite că am ieșit la pensie și tot cânt. Dar în momentele respective, ce mă... De exemplu, la versuri, eu nu știam atunci, de pildă când am ascultat prima dată Sphinx, care... Plăcea foarte tare. Da. La începutul anilor 70, Sphinx, în afară de geniul lui Dan Andrei Aldea, care era și ca instrumentist genial, și ca persoană cu o reținere, cu o... era cool, cum s-ar spune în ziua de astăzi, și în același timp extrem de intens. Și da, era acolu ceva, Mișu Cernea, apoi, care era un extraordinar de talentat percuționist. Și... deci era o trupă, bun, când ascultai pe alții, Kifiriuk sau tipii foarte gitarist extraordinar. Sau mulți dintre aceștia au dispărut pentru că fie au plecat în străinătate după o carieră în România. Sunt foarte mulți care au rămas necunoscuți până astăzi publicului românesc. Mai sunt emisiuni pe la televiziune uneori în care unii mai sunt intervievați prin țările pe unde au ajuns cu viața, dar în realitate în jurul anului 1970 plus minus a existat o scenă de muzică alternativă contraculturală foarte viguroasă în România, care nu a apucat să ajungă la nivelul înregistrărilor pe disc sau transmisiilor de televiziune, dar care s-a exercitat și a exercitat vocațiile, talentele în această zonă, nu doar subculturală, dar și marginală socială, în care ei se întâlneau, cine știe, astăzi majoritatea acestor oameni au murit. Și aici să fim, dacă știe, de exemplu, un basist genial ca Ieșeanul Constantin sau Costelul Linici, că era și pe bas, contrabas era bun, dar pe bas electric era absolut genial, și care a condus această formație Transfer de la Iași, în care erau și alții foarte buni suflători, percuționiști, nu știu ce. Aproape toți aceia au murit destul de repede, de altfel destul de repede. Unii deja după ce plecaseră din România și au mai apucat câțiva ani de libertate și de carieră în Occident. Dar asta e istorie neștiută sau aproape neștiută, pentru că ea nu a fost documentată la timp, nu a fost înregistrată, era un stil de viață. Sunt alții care nici măcar nu au apucat să ajungă la scenă vreodată, cu excepția cluburilor studențești sau caselor de cultură pentru câte o serată dansantă. La Iași, repet, revin, situația era, bineînțeles, comparabilă la Timișoara și încă cum, cu o întreagă lume care pulsa acolo, la Cluj, în orașele mari. Deci, cum să spun eu, când vorbim astăzi despre această contracultură a tinerilor, noi nu avem la dispoziție prea bune documente. Da, da, cum să spun, probabil că e ca și cum m-aș plânge că, uite, nu l-a înregistrat nimeni pe Paganini. Da. Nu se putea. Da. La vremea aia, când spui tu, anii 70, da, nu exista tehnologia de azi. Ce? Acum chestia asta e foarte, cum să spun, relativ ieftină, da, și ușor și, da, fiecare, da, poate să înregistreze inclusiv concerte, inclusiv acasă, și există mărturii, da, nu știu cum să le spun, conserve, da? Da, pe care le poți păstra și lua cu tine și demonstra. Uite, domnule, a fost așa. Pe vremea nu, chiar nu se putea, nu, tehnic nu avea acces la lucrurile astea și studiourile care funcționau erau evident controlate de stat. Da, și eu. Deci nu puteai să spui că o să
mai era Club A, care a făcut niște concerte, da, dar nici alea, și discul care a apărut a fost tot trecut prin cenzură și da, așa mai departe. Și o copie palidă a situației din, pe care o trăiai acolo, chiar a experiența pe care era acolo. Mai e un punct pe care aș vrea să-l ating. Cei care bun recurgeau la poezie legată făcute din canonul literar românesc, cum a spus mai, și mai rău Adrian Păunescu și lucrurile astea. Dar și era un fel de tonalitate, cum să spun eu, de cultură joasă, sentimental, siropoasă și patriotardă, în care lucrurile, oamenii care nu intrau în lucrurile patriotarde, ieșuau în general în lucrurile astea, genul minor, un fel de echivalent al romanței, dar fără zbuciumul din tango sau din romanța adevărată, nu? Bun, deci erau niște lucruri relativ neproblematice pentru indiferent ce fel de regim politic ar fi fost, dar sunt câteva experiențe interesante și limită în care eu puteam să aud sunetul timpului, numai că versurile și până la urmă concepția întregului produs artistic nu aparțineau cântăreților. Cel mai șocant exemplu absolut este muzica formației Phoenix. Pentru că ei nu cântau versurile lor. Mai mult decât atât, nu cântau lumea lor. Ei, de pildă, în anumite momente de bază ale carierei lor, care au dat discurile cele mai bune, Canto Fabule, numit greșit așa, pentru că de fapt e Canta Fabule. Dar pe copertă, ăla care desenase coperta și cu aia de la cenzură, zice, care e domne Canta? Nu știu cum se spune, Canto. A zis Canto Fabule și discul așa a ieșit. Ei, acolo era geniul poetic și cultural al lui Șervan Foarță și al lui Andrei Ujică. Deci ei au livrat aceste formații care era în căutare de, nu doar de versuri, ci în căutarea, poate nu totdeauna conștientă, a unui univers. Deci noi ascultăm o lume care nu e a lor. Ana asta, cei ce ne-au dat nume, să spunem acolo, să spunem că e un tracodacism lirico, bun, așa, e mai puțin problematic. Le putea trece și lor prin muguri de fluier, cu tare. Ana asta, să zicem că se puteau descurca. Dar șocul este în momentul în care Cantafabule vine cu un univers într-adevăr descinzând direct din înalta cultură și lucrurile care sunt în jurul lui Cantemir și lucrurile în sfera mai largă care sunt în jurul barocului și poeziei medievale. Adică Villon și franceză veche și barocul lui Cantemir. Deci sunt noțiuni pe care majoritatea muzicienilor din țara, celor de muzică asta alternativă, puteai să-i împuști, împușcai nevinovați, pentru că nu știau, era o altă lume culturală. Deci, oricum, asta a fost interesant, pentru că ideea lor să folosească evul mediu, da, era o atitudine foarte transparentă legată de ce se întâmplă de fapt în anii respectivi. Și foarte puțină lume a înțeles lucrul ăsta. Da, da, da. Din păcate. Da, da, da. Din păcate lumea a rămas la nivelul Andrei Popa, Foarte și Ujică chiar au avut o idee genială. Sigur că Mutatis Mutandis este un element de jazz rautal acolo foarte puternic. Da, sigur. Da, evident, da, e o inspirație. Nu e o transcriere, nu este o transpunere, ci este spus și ceva care de asta ei aveau fani foarte mulți în Ungaria. Cei mai buni studenți maghiari ai mei au știut, știau Phoenix că cel mai bun știe până în ziua de astăzi Balázs Tencsenyika, știe, un fan al... Da, deci cum să spun eu, dacă cineva ar vrea să documenteze contracultura muzicală românească din anii 60-70, pentru că lucrurile se deteriorează destul de mult în anii 80. Într-un fel, în anii 80 era interesant, în anii 80 că erau supraviețuire ale impulsurilor din anii 60-70. Mai mult asta era ce ducea înainte, pentru că atmosfera generală era de o, cum să spun eu, de un pesimism și de o, da, era, care era justificat, încât
parcă nici nu mai aveau ce să mai transmită, nici nu... Era și din ce în ce mai complicat. Eu știu, exact ce făceam cu textele care ajungeau la aprobare, la Electrecord. Știu cât de ușor a fost la interioare și știu cât de complicat a fost la Trei Oglinzi, care a fost ultimul disc care a apărut înainte de 90. La ultimul disc, de exemplu, asta la Trei Oglinzi, mă rog, care a apărut... inclusiv cu titlul am avut 10.000 de probleme, dar la discul ăsta titlul a apărut pentru că la un moment dat mergeam pe stradă, am dat nas în nas cu o tipă pe care nu o cunosc, nici azi nu știu cine e, habar n-am cine era, și care a zis, unde găsesc ultimul disc? Eu cred că la muzica. Nu, domne, acolo n-au decât despre distanță. Păi ăsta e ultimul disc. Nu, domne, ăsta nou, ăsta, Trei Oglinzi. Și am zis, domne, n-am mai scos niciun disc, dar îți promit că în clipa în care o să mai scot un disc, o să-i zic Trei Oglinzi, nu-i nicio problemă. E, când au văzut aceea Trei Oglinzi, adică cum, Trei Oglinzi, una, nu, te ajunge, au început tot felul de discuții tâmpite. Și pe spatele discului aș fi vrut să fie o poză, care era o poză foarte bună din punct de vedere artistic, pe care mi-a făcut-o nici nu mai știu cine, la Timișoara. Am fost într-un concert la palatul, la sala lor de sport de acolo. Cred că Olimpia, m-a ținut. Și era făcut în vestiar, eu așteptam să-mi vină rândul și stăteam pe o bancă. Evident că stăteam ușor zgribulit, că era un fric de înțepenea ei în vestiarele alea, nu acolo, peste tot, în țară. Și era o bicicletă veche, proptită de un perete, era foarte frumos grafic, dar bineînțeles că și-au zis, a, uite, e mizerie pe jos, tu stai cam zgribulit, aici e biserica, asta e veche, bicicleta nu. Deci logica nu avea nicio legătură cu gestul artistic, sub nicio formă. Ca să treacă de cenzură trebuia să fie ceva bine. Cu șorițelul, că de ce șorițelul ăla e trist pe interior în limba română și e vesel pe interior în limba engleză? Zine, pentru că când a apărut interioare, m-a schemat și m-a întrebat de ce e trist șorițelul și am zis că nu e trist. Ba da, uite, nu zâmbește, nu nimic. Și atunci când a apărut în engleză, l-am desenat zâmbind. Acum nu-i bine nici așa. Cum să-l fac? Dar nu pot să renunț să nu mai fie niciun șoricel. Nu pot, domne, că este semnătura mea grafică. Peste tot fac șoricei. Mă rog, tot felul de tâmpenii. Ce vreau să spun e că după 90, când eu, ca majoritatea dintre noastră, probabil am avut... Pentru scurt timp, e adevărat, senzația că o să se schimbe lucrurile în bine și foarte bine. Această autocenzură funcționează, de fapt, mult mai rău decât cenzura oficială. Și când vorbesc de autocenzură, nu mă refer la artiști, mă refer la cei care sunt între artiști și public. Cei care organizează concerte, cei care editează discuri. Mă rog, CD-uri nu contează în sine suportul fizic. Pentru că oamenii ăștia vor să vândă. Vor să ia bani. Și evident nu vor să aibă probleme. Și ca să nu aibă probleme, suflă și în iaurt, cum se spune în limba română. Adică, de ce să ne complicăm noi? Trebuie să fie lucruri cât mai plate, simple, care pot fi... Eu am avut mare noroc cu cei de la casa asta de discuri Asia Record. Foarte mulți cred că e casa mea de discuri, că e Asia. Nu, nu are nicio legătură cu mine. Sunt cei care au făcut casa asta, după care au inventat Cărturești și după care au inventat editura Velan. Deci banii care i-au făcut, i-au reinvestit în lucruri la fel de culturale ca și cu ce au început și, mă rog, mi se pare că și rețeaua Cărturești și editura Velan sunt niște lucruri foarte bune. Da. Ei m-au lăsat în pace de la început. Deci eu de când lucrez cu ei din 83 sau 93 sau 94, nu mai țin minte, niciodată nu mi-au spus fă asta pe disc sau nu pune asta pe disc sau dar ce vrei tu să faci cu următorul de disc. Pur și simplu au editat materialele așa cum am vrut eu fără să miște nici măcar o virgulă, ceea ce este un noroc fabulos. Majoritatea artiștilor nu au acest noroc. Dar aici aș vrea să insist puțin. Care e natura exactă a cenzurii pe care o... Ce vrei să fie... Simplu până la prostie, să fie accesibil până la... Ești care este ideal? Nu, adică trebuie redus acest schematizat, un univers mai simplu pe care... Asta e în capul lor? Ce spune? Eu nu cred că există... Cenzura dinainte o înțeleg mai ușor, aia mi-e clar. Dar e o chestie foarte simplu oficială și dacă cineva, omul ăla care era de meserie cenzor, scria după aia nu-ți mai păsa. Da. Indiferent că poate că scria greșit, dar ăla, urca el dacă se întâmplă de la Europa Liberă și...
Când Europa Liberă, ca zic așa, se autosesiza... Eu, de exemplu, la... Atunci era rău. La discul Rock and Roll, m-a chemat Daniela Caraman Fortea, care pe vremea era directoare electricolo, și a zis, noi avem niște probleme la cenzură. Păi ce probleme? Că aia nu, aia nu. Doamne, ce ni s-a spus să scoți cuvântul deja. Bă, dar de ce? Nu știu, nu mi-au spus. Mi-au zis că trebuie să scoți cuvântul deja. M-am dus acasă, am luat cântecele. Erau vreo două locuri în care deja nu pica bine ca accent pe muzică. Deci, băi, zic ce deștept a fost tipul ăla de la cenzură. Și a dat seama că, uite, aici nu... Nu pică bine și a, bă, gata, am scos cuvântul deja. Le-am dus, tot a fost în regulă. Dom'le, dar acum, spuneți-mi și mie de ce, eu așteptând cu nerăbdare să-mi spună, domn, acolo nu era accentul bine. Pentru că deja să, un cuvânt evreiesc și să nu se zică că avem ceva cu evrei. Hei, da. Voilà. Ca să folosesc un alt cuvânt. Într-adevăr, necruțător. Da, că limba franceză, până la urmă, tot e un fel de limbă ebreiască, dacă stai și te gândești bine, niciuna nu-i tocmai așa. Sigur că un cuvânt franceză este niciodată. Acum, după 90, sigur, eu n-am avut niciun fel de... nici măcar cel mai mic gest de întrebare. Apropo de producător și de ce vreau eu să fac, dar știu din ce povestesc foarte mulți artiști pe care cunosc, că majoritatea producătorilor caută exact mai rețete foarte simple și fără probleme, fără niciun fel de probleme. Păi, în primul rând, deja gândiți-vă că probleme de inteligibilitate. Nu vreau să nu știu cum să-mi puneți o... Dar oricum o să-mi puneți tot felul de etichete, ce rost are. Oamenii foarte tineri de azi nu au cunoștințe normale de limba română. Da. Fără niciun fel de exagerare. Da. Nu stăpânesc nici măcar jumătate din vocabularul pe care eu cred că ar trebui să-l știe. Da. Și atunci ei trebuie să înțeleagă cu oamenii ăștia ca să-și vândă produsul, publicul trebuie să înțeleagă ce zice ăla, indiferent că e pe disc, că e pe scenă. Că... Și atunci din start încep să reduci. Dom'le, nu veni cu cuvintele astea. Ce-s cuvintele astea complicate aici? Ce e aia? Interferență. Ia pleacă cu interferență. Vine cu ceva interesant. Înainte de a deschide pentru conversații puțin, vreau să vă spun un lucru. Am verificat mai înainte cu autorul și am avut dreptate. Eu nu am văzut nicăieri un ceva scris serios, de anumită lungime, de anumită consistență, despre poezia lui Alexandru Andrieș. N-am văzut și l-am întrebat, noi nu știm de existența unui asemenea lucru. De curând, Bob Dylan a luat premiul Nobel pentru literatură, pentru poezia lui. Dacă ar fi fost întrebat, l-aș fi recomandat mai întâi pe Leonard Cohen, probabil, și în orice caz aș fi dat poate un exegor și lui Johnny Mitchell în chestia asta. Dar, pentru lucrurile mai complexe de la sfârșit, The Hessing of Summer Loans, asta în care sunt, pentru aș fi dat ceva acolo, un premiu frumos. Nu le-a trecut prin minte criticilor literari că tu ești, de fapt, un pandant al generației 80, un contemporan cu toți cei pe care ai dat mai multe nume de brașoveni, dar lista se poate întinde, unii au devenit bucureșteni. Lista se poate extinde. Fost colegi, păi nu, dar e vorba de o colegialitate mai generală. Tu faci parte din spiritul timpului în care a trăit generația 80 și s-a exprimat. Ori, ce se întâmplă? Acest spirit este imediat recunoscibil din punctul meu de vedere în ceea ce a scris el, sau în situații din acestea de mediere și transfigurare literară între engleză și franceză, cum ar fi în acest volum care poate fi luat de un volum de poezie ca asta și este, ca atare acesta, poți să-l arăți sau nu? Poți să-l arăți, dar nu spun ce eu am încercat să fac niște variante în limba română ale artiștilor care mi-au plăcut mie foarte tare și care m-au influențat și sunt convins că multă lume care nu știe destul de bine limba engleză sau nu contează orice altă limbă străină, că ecuația aceeași, câștigă dacă un artist cunoscut dintr-o țară face o variantă în limba țării respective a artistului X din altă țară care nu cântă în limba română în cazul nostru.
Și primul la care m-am oprit a fost Bob Dylan, am scos un disc care se cheamă Alb-Negru și care n-a fost nicio problemă să apară. Am fost la Uniunea Compozitorilor, am declarat cântecele, am notat că dreptul de autor al lui Bob Dylan, a semnat o hârtie și asta a fost. Următorul meu proiect a fost, bineînțeles, Beatles. Nici nu mi-a trecut prin cap că nu o să am voie să public lucrul ăsta. Pentru că mi-am închipuit că era un fel ca la Dylan, adică nu mi-am dat seama că poate să... Nu sunt traducere, atenție, e important de spus. Nu sunt nici la Dylan. Nici la Dylan nu au fost traducere, au fost niște variante în limba română, plecate de la ideea principală și de la tiparul lor melodic și, exact, mă rog, ritmul de, exact, de frazare. Și am făcut Beatles care, mă rog, e lucrul ăsta aici, care ăsta e un fel de demo. Da. Care avea două discuri, un DVD și încă un disc din concert, pentru că erau 50 de cântece din repertoriul Beatles. Și în clipa în care m-am dus la casa de discuri, care e reprezentantă lui Sony Music în România, așa m-am spus că n-am voie să public decât dacă cânt în engleză. Și am zis, ideea nu e să cânt eu în engleză Beatles, să cântă 500.000 de... Faci un cover. Da. Trupe în engleză. Ideea era să ofer celor care nu știu engleză și poate chiar și celor care știu în engleză, da, o variantă care nu e o traducere, ci este o interpretare a mea și o viziune a mea asupra muzicii care m-a făcut practic să mă ocup de muzică. Da. Poate că nici nu visam să scriu eu cântece dacă ne ascultam pe ei și pe Dylan. Cu Beatles a fost imposibil, drepturile le dețin cei de la Sony Music, care le-au luat de la Michael Jackson. Este o chestie celebră în lumea avocaților de muzică. Beatles și nu sunt, mă rog, cei care mai trăiesc, nu sunt stăpânii propriilor cântece. Și probabil că nici nu o să fie cât timp mai trăiesc. După care am mai făcut lucrul ăsta pentru James Taylor și, da, Randy Newman și nici aici nu au fost niciun fel de probleme. Deci ăsta e singurul la care, și care cred că a ieșit cel mai bine, din păcate, ăsta nu are voie să ajungă la public. Probabil că după ce mai trec niște zeci de ani... Nu se ajungă, dar să luăm acest lucru care nu va ajunge deocamdată la public. Aici este un volum de poezii care, într-adevăr, în care fiecare dintre texte pornește de la ceva pe care noi îl știm, l-am învățat, l-am fredonat în limba engleză, etc. Dar aici este o reconstrucție foarte, cum să spun eu, care restituie într-un fel o parte din atmosfera textului original, dar într-un cu totul alt cadru. Eu am făcut... Alexei Vaceo să scriu un fel de, o postfață pentru asta sau ceva. Și în postfața asta eu am comentat gestul, l-am comparat cu această figură din proza lui Borges. E un tip care se apucă să scrie Don Quixote. Cum să-l scrie? Să-l scrie absolut exact cum l-a scris Cervantes. Dar nu copiindu-l, bineînțeles. Ci trebuie să ajungă să fie Don Cervantes, nu? Să ajungă să scrie, să interiorizeze totul atât de perfect încât să se apuce. Și într-un fel a spus că aici noi nu avem, nu s-au păstrat, și Borges nu vorbește despre notițele intermediare între versiunea mai brută a acestui Don Quixote rescris fantasmatic și Don Quixote perfect. Don Quixote perfect există. Noi nu știm de unde a pornit Pierre Ménard, nu? Noi nu știm de unde a pornit asta. Păi a spus că, uite, noi suntem pe circuitul acesta. Poate că mergând mai mult înapoi o să ajungem la identitatea perfectă cu Beatles și vor fi în engleză, deci la un moment dat încep să apară cuvinte în textul acesta românesc, cât un cuvânt englezic și acolo, și în forma finală este rescrierea lui Beatles. Dar noi suntem foarte departe de acest moment, suntem aici unde el abia a început procesul de rescriere, în care sunt notițele de lucru și experimentele lui Pierre. Bun, asta din păcate a rămas cunoscută numai de noi, dar e un obiect de copyright absolut stupid, dacă sunt întrebat. Și eu am văzut în toate versurile pe care, de la o vreme, pe care Alexandru Andreeș le-a scris în marginea acestor autori celebri ca încercări, într-adevăr, de
mediere transculturală de încercare de a repune niște tipare inteligibile. Deci, chiar ca act de traducere culturală mi s-a părut ceva foarte interesant. Din păcate, numai eu am știut asta. Haideți să ne să deschidem, să punem, să vedem. Fred Popovici vrea deja să spună. Adică sunt un admirator am făcut chiar lui Michel Foucault. Dați-mi voi să îmi amintesc două întâmplări pe care le-am trăit și care, în evoluția sau în evoluția lor, cred că sunt foarte mult despre cum s-a comportat această contracultură în România. Prima întâmplare. Eram elev de liceu, ultima clasă a Sfântul Sava, și s-a întâmplat să mă duc la Ateneu să asist la prima audiție a unei piese a viitorului meu, profesorul Apostas, la Aurel Stroie, piese intitulată Arcade. Piesa era de o noutate incredibilă, chiar pe plan mondial, și ea durează ca vreo 11-12 minute. Ce credeți că s-a întâmplat? Piesa a fost visată. 20 de ani mai târziu, când am stat la Evropa în prima, eram eu pe scena Ateneului, cu filarmonica, dirijată de șeful ei de atunci, Mihai Predicianu, și luni dimineața se fac repetiții. De la primele sunete scoase, Predicianu a înțeles că e o chestie groasă. Că nu e așa simplu. Cele ce eram eu instrumentiștilor, era atât de neortodox, încât el a început să sperie, sau trebuie și instrumentiști. A trebuit să lucrez, m-am învățit ca aleul în cușcă, printre toți instrumentiști, și m-a dus la Micloș Lipoti, primul formist, ca să-i arăt că era și profesorul constator, ca să arăt ce se poate face la form. A trebuit să mă duc repede în magazie să găsesc Dorby Newt, surțină Dorby, se arăt primului trombonist care am fane. Cum poate fi folosit această surdină? Însă, om. La pauză, Felicianu mi-a spus, știi, Fred, dacă aș știut chestii chiar așa, nu știu dacă îți dați un program. Nu asta este problema. Problema este chiar la concerte și să fie anumită de două concerte, joi și vineri, reacția publicului a fost absolut ternă. M-aș fi așteptat să fiu insultat, să fiu pus o pilorie, orice. Dar chiar așa cum lucrurile, nici n-a apucat să mă duc pe scenă ca să îmi strâng de mâna Mihai și a încetat să aplaude. În vârsta asta, predici, după 20 de ani, orice reacție de normalitate care însemna să înțelegi că ceva este anormal, se pierduse. În aceeași perioadă, fiind programat la un festival la Varșovia, era perioada în care Sorin, când vine realizează la putere? 80. 80-81, da. Era la Varșovia. Era o situație foarte tensionată. Reușesc că ai fi pare în decembrie, da. Toamna Varșovia are loc în septembrie. E bine, toată lumea care stătea la cozi, care făceau demonstrații zi și noapte, au venit la toate concertele de muzică de avantgardă, chiar și de la ora 11 seara, pentru că simțeau organii că este vorba de oameni care sunt ca și ei, care vor același lucru. În România lucrul acesta nu s-a întâmplat. A existat acel mic miracol care s-a numit aplauzele la piesa lui Stroie și nimic. A doua zi, un critic ai de mult mai se prinde noi, nici măcar la Paris nu mai sunt de abri, a scris într-un ziar destul de important că piesa mea era de un radicalism în care se întâlnește foarte rar chiar și la scară mondială. Rezultata a fost foarte clar. Am fost intervievat, îți dați seama cam cum, și toți colegii mi-au întors spatele ce făcusem eu ca să obțin o astfel de cronică. Asta este caz foarte concret. De asta am văzut. Da, lucrurile care ies din comun nu sunt întotdeauna... Da, mai este un lucru care trebuie dedus de aici și care trebuie discus neapărat.
muzica fiind o știință, treaba asta, nu este supusă nici modelor. Există muzică postmodernistă, sunt serios. Muzică chiar postmodernistă nu există. Muzica este un singur lucru. O anumită evoluție ca și în matematică. Cu alte cuvinte, cu cât este mai dificilă ca și în matematică, cu atât este mai bună. Nu există derogare de la această axiomă. Asta înseamnă că atât și care o fac, și care încetează, trebuie să facă niște eforturi care după mine, în alte arte, nu există. Se uită în fiecare timp acest adevăr valabil. Doi, după mine, în muzică, ierarhiile sunt mult, mult mai severe decât în alte arte. De pildă, o anecdotă celebră, nu? Wagner l-a insultat în față pe Gioachino Rossini, care era o super vedetă mondială, după ce e un necaliment, pentru că a fost convins că el reprezintă singurul viitor și singurul adevăr. Astfel lucrurile sunt știm foarte bine. Cum stau Rossini, este când la nu decât Wagner. Dar nu cred că există un singur oligofren între lumea asta care să creadă că îl poate compara pe Rossini cu Wagner. Sigur. Și exemplele ar putea continua. Bun, asta este o viziune radicală pe care Fred Popovici ne o împărtășește adesea aici, despre muzica asta care este o formă, într-un fel, geamănă a matematicii. Da, da, da. Pentru că el are o perspectivă, de fapt, nu doar matematică, ci una cosmologică, de fapt, asupra muzicii. Este ceva... este un fel de redefinire în sensul acesta de muzică supremă sau stelară sau cosmică de megiste muzică. Nu toate formele de muzică sunt însă megiste muzică, sunt și forme de muzică în care eu pot asculta istoricitatea și nu cosmicitatea, în care pot asculta substanța culturală a unei epoci și idealurile, pasiunile, așa mai departe, în care, să zicem, că dimensiunea asta meta-muzicală și mult mai matematică este oarecum estompată, deși ea nu e absentă. Asta vă spun. Hai să vedem. Florian Lungu, vrei să ne spui ceva cât avem aici? Vrei să spui ceva despre omul ăsta, despre tine? Pentru că acum 40 de ani spuneai. Ei, și de multe ori de atunci ai spus. El mi-a spus și pe interioare textul de prezentare. Da? No? Acum? No. Cum ai auzit? Da. Cum am auzit? Ca să te și filmeze, să te vedem aici pe... Hai. Vino aici. Abia vreau un scaun. Da, am aici un scaun. Hai că nu te avem în fiecare da. Seară aici. Puteai să ai șansa să stai pe scaunul cel mai mare prezentator din toate timpurile. Aici de față. Nu s-a gândit. Nu m-am gândit. Cum l-ai descoperit tu pe omul ăsta aici, pe ales? Cum ai auzit de el? Eu am fost printre primii care l-au descoperit. Asta știu. Și am rămas absolut interzis și am zis, și am făcut tot ce se unește posibil ca să-l promovez și să-l împing înainte, să-l lansez, fiindcă el era și a fost și va fi un unicat. Nu are corespondent în cultura românească. Și la el totul este o creativitate spontană dusă la ultimele consecințe posibile. Și am fost martor la toate, iadă puțin punga aia. Punga sau ce e nu? Punga. E că el ți-a dat o eu l-am iubit așa de tare pe Andrieși că am făcut două DVD-uri cu 122 de momente ale lui Andrieși, că am luat după YouTube. Wow, extraordinar. Asta chiar. Uite, pădus că ai toate. Mamă, ce listă! Da. Și, asta e antologie. Asta,
Alexandru Andrei ești esențial, poftim, asta. Da, și mai am încă un... Cu ce te-ai ocupat tu? Am un prieten care face coperți și coperte. S-a făcut foarte frumos. Da, da, da. Pe rămâna. Era venit misterios cu această bucă, nu știam ce-i dă. Dar nici eu nu m-am uitat. Da. Dar eu vreau să spun altceva. Când, după ce ne-am cunoscut, când a fost atunci, eu cântam cu basoreliefu și l-am adus pe șes fără să-mi spună și m-a luat de ceafă, eu nu prea vreau și m-a dus direct la Sibiu. După aia ne tot întâlneam când mergeam pe la diverse festivaluri. Și eu de câte ori puteam, dacă era Cluj sau Timișoara, mergeam cu avionul. Și la un moment dat aveam concert la Cluj, trebuia să... Și o căsulie, dar am văzut ce scrie pe ea? Trebuia să... Când să mă uit? Trebuia să cântăm. Și moșul nu era. Eu ce te-am zis. Ne-a făcut un cântec. Și, doamne, nu venea. Păi nu puteam să începem, că trebuia să intre el pe scenă, să spună câteva cuvinte și apare într-un târziu. Deci am venit cu trenul și am avut trenul întârziere. Deci nu ai venit, doamne, cu avionul dimineața și dormești și făceai... Își pierduse buletinul. Și la avion fără buletin nu puteai să te urci. Știa toată lumea, dar fără buletin nu prindea. Și venea numai cu trenul, ăsta era mister. Dar era toată o altă conotație. E, bineînțeles. De ce ploiam lungul pe peră trenul de noapte? De noapte, exact. Da, da, da. M-am simțit foarte onorat. Că eu puteam să dispar un neant ca un perfect anonim, dacă nu aș fi fost revelat fie și tangent de Sandu Andrieș. Eu trebuie mai spune Alex, eu îi spun Sandu, așa să rămân. Și apropo de spune că el a încercat să rescrie Beatles sau... Păi și eu am încercat să-l rescriu pe Immanuel Kant. Vrei să vezi ce a ieșit? Te-a ieșit așa. Dacă plenipotența ritmografică se perpetă în mod subtil la date cosmopolite, este oare posibilă sau nu imperceptibilitatea în accesibilității dacă își conform tendințelor genealogice ale sistemului transcendental cosmopolit, divagația spontanității apocaliptice reduce conglomeratele proforme la nomenclatura lor rigidă. Să știți că toate cuvintele sunt luate din Kant. Asta. Aici suntem într-un cerc de admiratori al lui Kant și atunci nu este niciun secret că toate lucrurile vin de acolo. Nu s-a gândit Kant la toate legăturile pe care le faci tu, dar... Eu, dacă tot sunt aici și cu asistență, aș vrea să rememorăm împreună un moment care, nu știu, cred că Sandu n-a participat. A fost la Costinești. Și întotdeauna pe 11 august era ziua lui Harry Tavidian. Și în una dintre edițiile anterioare, Marii Revoluții sau cum s-au numit, 1983. Erau niște căsuțe mici pe plaje. Se chemau Vile A. Acolo stăteam eu, doar la vila asta. Și nu acolo am stat. Și avea două intrări și... Una în față, da, și una în față. Nu, dar era pentru, dacă aveai o amantă și venea soția, fugea pe dincolo. Dar cine era căsătorit? Nu era căsătorit, nu avea problema. Într-un fel, toți suntem. Și ne-am strâns toți acolo și să ne bucurăm împreună de ziua lui Harry, să bem ceva. Și era și Johnny Răducanu. Aveam o singură sticlă de vodcă, nu mă gândesc la mari cantități. Da, una, da, singură, da, da. Și la un moment dat, unul care îl chema Stanca sau cum? Da, 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 că era directorul stațiunii Costin. Directorul stațiunii și sclavul lui Nicu Ceaușescu, da, care avea ultimul etaj de la Forum, de la hotelul Forum. Nu mai mergea nici liftul când... Absolut, era... Așa? Și făcuse... El făcuse o raită prin stațiune să vadă cine nu s-a culcat, cine nu, așa. Și a văzut acolo puțin zgomot. Și era și cu doi bodyguard după el. Da. Și a intrat acolo și a zis că posibil, nu știu ce copii. Păi nu, e ziua omului. Și nu știu ce a zis John Răducanu, dar Sac a zis
Credeam că e ceva de capul dumitare ăsta cu barbă. Da, da, da. Atâta i-a trebuit Ciorii. L-a luat de gule. L-a pognit serios. Nu? L-a pognit și l-a târât pe toate tupișurile pe acolo. Trei inși trăgeau de Johnny și el singur și cu ăla în față. Și... E adevărat că Stanca era totuși beat, trebuie să recunoaște. Da, fiindcă tocmai pusese o demonstrație de Ballantyne. Da, 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 exact, exact. Ballantyne era whisky preferat al lui Nicu Ceaușescu. Vinise cineva să prezinte niște jandarmi la, la Bosnia. Și ce credeți că zic? Ne-au arestat. Da, am petrecut o noapte de neuitat în arestul miliției din Costinești. Costinești, da, da. Eu n-am fost. Ei săracii au venit, nu, nu, el, deci ăsta Stanca s-a agitat, a dat telefonul lui Nicu, îl a dat telefonul lui de la județ și etc. Și era o grămadă de milițieni detașați care lucrau la Costinești pe perioada de vară și care săraci, sigur că, na, ce să facă, n-au arestat, ne-au dus acolo la secția de miliție, aia săracii miliți, ăștia erau și soldați de la Ministerul de Interne. Ei dormeau acolo, am pus mâna pe un Kalashnikov și am zis, ce fac acum? Că aia dormeau militarii mai de capul lor. Și în sfârșit, am petrecut o noapte plăcută totuși acolo. Dar faptul că dimineața a trebuit să scrie un fel de, nu știu cum să zic, o descriere a faptului în sine. Da, 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 da. Și i-a revenit menia lui Sorin Antoș, el fiind mai cult. Tu ai scris darea de treabă. Da, eu trebuia să-mi scris în toate. A scris-o niște termeni de avleșinat. Cu note de subsol, cu asta, pentru că era un om serios care trebuia să-i explice și cum stați. Ei n-au înțeles absolut nimic. Era cam cum am zis eu cu Pentru. Să vă spun eu celor de la Costinești cu domnul Florian Lungu. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Oricum, mai aproape de 89. Aveam de cântat și pe vremea aia, evident că îi dădeam textele lui Moșu, Moșul se ducea și încerca să obțină cât mai multe aprobări și până de obicei venea și spunea, uite domnule, asta cânt, asta nu cânt, așa prietenește. Și la vremea aia era tovarășul Gogoașa, care era mare șef de Costinești. Așa îl chema, nu e niciun fel de gust. Da, și da, da. Și ce nu știam eu, e că între timp sosise în Costinești Nicu Ceaușescu cu toată escorta. Dar eu habar n-aveam lucrat. Da, nu era informat în general despre traseul lui Nicu Ceaușescu. Era mai informat despre tine decât tu despre. Și vine săracul Moșu și zice... Ce-i Moșule? Că tocmai vorbisem pe la prânz, nu? Doamne, ce fel asta nu cânt, asta e, nu cânt, dar cine a zis? Eu nu știam că Gogoașa e la 50 de centimetri în față. Și așa am zis eu, la foarte așa. Eu bineînțeles că m-am enervat, am zis, da, bine, pac, m-am dus și am cântat absolut tot, inclusiv ce-mi spusese, mă rugase Moșul să nu cânt. Neștiind că Ceaușescu, mic, Baizadeaua era acolo. Se termină partea mea de concert, săracul Moșul era ușor... atins așa de mici și puseuri, la prima batere săracă. Și vine un tip la scenă, costum, deci era seară, cald, Costinești, toți eram în tricouri, în chiloți. Ăsta era cu cravată, costum, gri frumos, tuns. Și tot așa am zis, puteți să veniți puțin aici? Zic, asta e. Poza de pe ea. Da. Zic, i-am dat chitara, i-am dat-o lui Ioana Mântulescu. Zic, bă, te rog, ia tu chitara, că dacă se întâmplă ceva și mă bat ăștia măcar să nu-mi spargă chitara. I-am dat lui Ioana chitara, m-am dus cu tovarășul respectiv, care m-a dus la comandament, unde era verde, Gogoașă, bineînțeles, și m-a pus la tovarășul și am zis, ei, nu știu ce, știți, eu sunt dintre securiștii lui Nicu Ceaușescu. Și zice, ce-i așa îi place seara să mai aud o muzică, ne-am gândit să veniți să îi cântați. Eu mă uitam, zic, domnule, ceva, o cameră ascunsă, e vreo chestie, un fel de test. Ăla vorbea săracul serios. Eu mă uitam, zic, domnule, dar știi ce cânt eu? Nu. Bine, stai puțin. Mă întorc, zic lui Ioana, dăm chitară, mă duc și cânt două, trei cântece. Asta te așa. Știți ce mă gândesc? Mă gândesc că
Oricât ar fi de beat, poate își dă seama, mă, bine nu veniți. Da, dar la Valentine's. Nu puteai să garantez că Valentine's, da, exact. Deși cei care nu l-au cunoscut, nu știu că era, el nu era chiar ca taicăzul. Era poate un mare iubitor de muzică. Sigur, sigur, sigur. I-a dus și pe ăștia, pe Roșu și Negru, i-a dus în China. Da, și da, da, da. Nu l-am cunoscut, că nu m-a lăsat securist, a zis că mai bine, nu? Da. Sunt lucruri care au rămas așa. Haideți să vedem dacă sunt întrebări sau comentarii. Poftim? Dacă ziceați despre muzică, înainte nu am întrebat în Bucovici, cum vi se pare, pentru că versificați și ce ați discutat, cum vi se pare că s-a potrivit sau a rezonat muzica de jazz și festivalul de la Sibiu, așa că am început chiar și a mers mulți ani, cu situația de fapt din anii aceia și cu generațiile care au crescut atunci. Muzica în sine, ca muzică de Da, eu nu prea pot să fiu obiectiv și să vă răspund așa cum trebuie, din trei motive. Unul, eu am avut noroc ca în familie să am oameni care au făcut muzică la modul serios, nu ca mine. Fratele tatălui meu a fost dirijor de cor. Și băiatul lui, Petruș Andrieschi, cred că încă e profesor la conservator și este șeful orchestrei de la conservator. Deci, și a făcut conservatorul de la Viena, unde a absolvit cu 10 compoziția și dirijatul. Oamenii ăștia aveam în familie, vrând nevrând, mă rog, nu vrând nevrând, orice întrebare aveam, mă duceam și aveam cu ei să-i opun, nu trebuia să mă duc la o școală. Băi, ce-i aia, cheia două? Bă, imediat îmi spunea, bă, că e a doua, așa, la violoncelul, a, ce aia, nu știu ce, pac, imediat. Deci, pe de o parte... Viola. Chiar dacă n-am făcut niciun fel de școală de muzică, am avut în familie pe oameni pe care am întrebat și la mine traseul a fost invers. Deci eu am plecat, când eram mic, n-ascultam decât muzică clasică. Deci eu n-am ascultat nici măcar ce era la modă, pentru că nu-mi plăcea. Am ajuns la jazz din cauza că în Brașov era un tip pe care îl chema German și care era din familia Mureșenilor, ultimul descendent, și care se ocupa de Muzeul Mureșenilor din Brașov, dar care era un mare cunoscător și admirator de jazz. Și el, de fapt, mi-a făcut educația și m-a luat dinspre clasică și m-a dus către jazz. Și, pe urmă, încet, încet am ajuns la Dylan și Beatles, fără să fie neapărat la vremea favoriții mei, sub nicio formă. Din cauza asta, evident că am fost mult mai atras de tot ce se întâmpla la festivalurile de jazz decât de festivalurile de rock sau de pop, pentru că era, evident, mult mai interesant, muzical vorbind. Și la vremea respectivă, tocmai din cauza că majoritatea celor care cântau la aceste festivaluri nu aveau texte în limba română, exista o deschidere mult mai mare și era mult mai ușor să vezi lucruri interesante și cu adevărat neconvenționale, ca să nu folosesc un cuvânt prea dur, la festivalurile de jazz, unde se întâmplau tot felul de lucruri extrem de interesante, veneau invitați din alte țări, erau formații de fuziune, cum a fost din gramofon, a ajuns să fie Postscriptum, care eu, de exemplu, până n-am vorbit cu cei de la Postscriptum, da, care m-au cunoscut la Sibiu, eu habar n-aveam cine e Jacob Astorius, habar n-aveam cine e Johnny Mitchell. Nu ajunseseră la mine numele astea și așa mai departe. Deci, pentru mine, festivalurile de jazz au fost practic niște școli, m-au educat. Da. Și nu știau că Johnny Mitchell e o gagică. Da. În afară de oamenii, muzicienii senzaționali cu care am avut norocul să am de-a face și să mă învețe multe lucruri, și aici pot să-l spun pe Johnny Răducanu și pe Dan Mândrila, ca cele mai importante nume care m-au ajutat și m-au educat. Dar discul lui l-a folosit pe Soleanu, cei cu care cânt eu sunt din lumea jazzului, Florin Romanescu, Mircea Tiberian. Alin Constanțiu a fost, da. E un moment în care... Totuși trebuie spus asta, dacă exista un fundal contracultural articulat în România care ajungea pentru generație, era acesta din mediul festivalurilor, mai ales festivalul de la Sibiu. Da, era mai important, nu te duceai la plajă, aveai treabă unii cu alții acolo. Și ce interesant, este o dinamică transgenerațională. Acolo, noi care suntem născuți în anii 50, ne întâiam cu cei din anii 40, 50, 30. Deci, de exemplu, Berindei, bătrânul, era încă activ
când am ajuns noi la festivalul de la Sibiu. Și deci era un sentiment de comunicare transgenerațională cu oameni pur și simplu care veneau din alt timp. Și de foarte bună calitate. Și era un mediu mai muzical. Era un mediu cultural, social de o calitate extraordinară, unde întâlneai aproape sigur și inevitabil doctori foarte mari, fizicieni, avocați, filozofi, etc., etc., de tot felul de profesii. E un mediu cosmopolit, pentru că și... Dar intelectual. Da. Multicultural, foarte interesant. Era un grup mare de sași care erau din Sibiu și din Cristian, din regiunea de acolo, care formau cutia de rezonanță pentru noi și erau gazde, etc., etc., ungurii din Ardeal, deci sârbii, și veneau din toată țara. Și glumeam atunci și spuneam, domne, publicul se mai schimba în momentele grele, pentru că emigrau foarte mulți. Și de fapt, dacă este să stabilim un mediu social, profesional, cu rata cea mai mare de emigrații, probabil că ăștia sunt publicul de la Sibiu, în care vedeai de la an la an cum lucrurile se schimbă. Da. Și erau conversațiile cele mai interesante pe care le puteai avea intelectual. Și poate un ultim punct aș vrea să omagiez, foarte numeroși și pasionați de muzică, vorbim de jazz aici, din fiecare din orașele din România, unii oameni cu profesiuni foarte îndepărtate de zona artistică, Alexandru Cărăușul la Iași, matematician, sau Ioan Mușlea, Dumnezeu să-l ierte, că a murit de curând, din alt domeniu, medici, etc., Piti Vintilă, care era medic, etc. Deci, o întreagă lume... Pepi Fiman, care era speolog. Fiman, care era, bineînțeles, speolog și care făcea... Bun. Deci... Acești oameni veneau din toate domeniile sociale, culturale, și cred că reprezentau poate o selecție de a elitei culturale, profesionale a epocii, incomparabilă cu altele. Nu-mi dau seama dacă... Pentru că totuși stăteau împreună 4 zile. Până în ultimul weekend, nu era weekend atunci, bineînțeles, la început, ultimul weekend din martie. Deci atunci știai că în jurul puțin înainte de 1 aprilie, dădea primăvara la Sibiu, era un loc magic și numai pentru că noi trăiam în condiții mult mai dificile în tot restul anului, dar pentru că pur și simplu era o autoselecție nemaipomenită. Ei, acest mediu și-a pus amprenta și, bineînțeles, culturală asupra lui Alexandru Andreeș în permanență. Nu știu, pentru că granițele erau închise, românii se vedeau mai des între ei, unii între alții, acolo călătoreau, nu puteau călători în străinătate, trăi în străinătate, se vedeau foarte mult. Da. Aici o întrebare. Da. Ce de rău că a fost să înțelegea festivalul ăsta de jazz de la Sibiu, când a ținut câteva adepte de 3 decenii, până în 92, așa în general, în ce direcție vedeți arată, deci, muzica românească din 90, sau în ce direcție merge? Asta e temă de conferință, oricine... cine erau oamenii din spatele festivalului, cine îl făcea, animatorii? Acum vă spun, fiindcă, întâi să vă zic un info mic de 50 de secunde, eu am și o vârstă, că vorba aia, eu am venit pe lume în ziua, exact în ziua de 5 ianuarie, anul în care m-am născut. Printr-o coincidență, bineînțeles. Da. Și de când sunt eu, n-am văzut o lună mai plină de jazz ca noiembrie curent. E fabulos. În 1-2-3 noiembrie am fost în jur la concurs Sibiu Jazz Competition, concursul care se face anual la Sibiu și care era înainte lipit de festival și acum se face separat. Apoi 8-9 a fost One Jazz Festival la Baia Mare, care e un oraș încap într-un buzunar și are 2 festivaluri de jazz. Da. Apoi a fost în data de 16 noiembrie am fost invitat la Ploiești, unde s-a aniversat 50 de ani de la primul festival de jazz din România. Da, da, și, și am avut noroc, o săptămână. Am avut noroc
i-a dus pe toți ca pe Sfintele Moaște acolo, toți boșovării, da, în funcție cu domnul Alexandru Bădulescu, care are 90 de ani, da, și care este mai pâșneț ca noi, și care a povestit cum s-a putut naște așa ceva, că s-au mirat și americani. Uite-ne, un festival de jazz și un oraș ăla de găzari, Ploieștiu. Ce s-a întâmplat? Au fost doi împătimiți, amândoi pui, adică puiul Manca și puiul Comănescu, de fapt puiul Comănescu mai ales, care Manca și mai avea legătură cu muzica. Comănescu cânta binișor la pian, dar el era inginer, era altceva. Și au avut, și le-a plăcut lor și au zis, hai să facem un festival. Și au găsit niște oameni. Unul a fost Nelu Stan, care era directorul Palatului Culturii și care trece și acum 85 de ani să ține foarte bine. Și unul a fost domnul Bădulescu, care era adjunctul șefului de la Comitetul de Cultură. Da. Și nu știu cum, i-a convins că să facem treaba asta. Și șeful de la cultură era plecat în concediu sau nu știu cum și a aprobat ăsta la altul, Bădulescu. Nu știu cum a ajuns treaba la Ceaușescu, cum se întâmplă la Ploiești, un festival, n-a auzit ce aia, bă, dar ea interesat. A ieșit un scandal gigantic la București, cu ce se întâmplă la Ploiești, nu știu ce. Și încă nu avusese loc, urma să aibă loc. A fost 4-6 aprilie 1969. Și domnul Bădulescu a fost extraordinar de isteț. Că numai cu oameni de ăștia putem. Da, sigur, schimba. Oameni de inițiativă, așa, da. Care și au niște și ce-a făcut? În primul rând a zis, domnule, păi asta e o muzică foarte serioasă, e o muzică cultă. E o muzică fără text. Problema era cu textul. Problema lui, nu vă supărați, problema lui Ceaușescu, cum să zic, muzica de jazz era mai prezentă decât acum. Da, da. Fică era o muzică tolerată.